Mai puteai să joci un an când ai decis să te retragi? Cred că e un lucru care pe undeva regrezi, nu? Eu zic nu că regret. Mai poate și acum. Nu regret, nu? Nu regret nicio secundă că m-am retras, pentru că m-am retras atunci când am simțit, m-am retras atunci când am fost sufletește în păcat. Nu regret, o spun cu toată tăria, nu regret nicio secundă că m-am lăsat. Mai puteam să joc un an, numai că trebuia să fac unele compromisuri și astea pentru mine pentru suporteri și pentru clubul Rapid nu erau de făcut. Adică anul acela, pentru tot ce am trecut eu, pentru toate clipele pe care le-am trăit eu aici, sunt 100% sigur că îmi era oferit de către club prelungirea de contract. Numai că eu n-aș fi putut să intru, poate, și sunt sigur că așa se întâmpla, pentru că aveam o vârstă, să intru la 3 meciuri și să nu fi pregătit 100% și să dezamăgesc oamenii care odată m-au aplaudat, să ajung la ură din partea lor, pentru că pentru ei nu contează până la urmă, Rapid e mai presus de toată lumea. Corect. Și n-am vrut să trăiesc lucrurile astea, am simțit că așa e cel mai bine și m-am retras liniștit. Uite, am mai vorbit cu foști fotbaliști care au trecut pe la Rapid și marea lor majoritate se feresc poate să pună un verdict. Eu o să încerc să o cosmetizez puțin și nu o să te întreb dacă ți-a fost frică că vei fi contestat sau înjurat de suporterii Rapidului. Dar ai considerat că e mai bine să regrete lumea că te-ai retras decât să te conteste că ai continuat? Nu. Nu e vorba de frică. Nu mi-a fost niciodată nu știu, frică. Nu. Teamă, pentru că o strângere de inimă, că o să ajungi. Calitatea mea, cum am vorbit și până acum, a fost dorința, determinarea, agresivitatea bună. Ok. Da. Dorință ai degeaba dacă pierzi ușor, ușor din agresivitate și din puterea de a face din lucrurile combativitatea. Din combativitatea. Da. Nu era chestia că stai liniștit că n-am scăpat nici eu. Adică dacă tu crezi că eu am fost decât aplaudat, te înșel. Te luau și pe tine. Da, stai liniștit că mă luau și de la a doua și e inevitabil. Astea trebuie să le treci la Rapid și să treci peste ele repede. Să treci, exact. Nu cred că există și nu cred că va exista jucător care să nu fie contestat. Uite, apropo de postul și pe care jucai tu, am avut un coleg și Lucian, cred că și știe despre ce vorbesc, fundaș lateral. Și de când ieșea la încălzire, până să termina meciul, când le nimerea prin spatele porții, zicea: încurajează-mă, te rog, mă iau ăștia. Da, știi și tu, nu? Știi. Deci asta, adică Giuleștiul lumea nu înțelege. Sunt suporteri ăștia care, bă, te... Giuleștiul fierbe permanent. Dar te și dacă ești slab mental, te și duc. Avem jucători care vin la echipă și noi încercăm, în prima zi când apar, să le explicăm cu suporteri, cu eu din ce am trăit, fiecare să le spună câte ceva. Eu ce ar fi trebuit să fac? Eu când am venit prima dată la Rapid, n-aveam Facebook, n-aveam nimic. Acum cred că dacă aveam și le citeam atunci... Te lăsai! Bă, stai, nu știu ce caut pe aici. Da. Dar în schimb, primul meu meci oficial pentru Rapid a fost cu MIPA în cupele europene, 3-1 i-am bătut. Da. După meci, am intrat pe minutul 65 și după meci, cei care au jucat mai puțin sau deloc... Ați făcut la tribuna a doua, la tribuna a doua, da, făceam mici de alergări. Da. Păi au rămas 30-40 de erau la tribuna a doua și când au început nu se mai opreau. Ce faci, bătrânii, bă, ce cauți, bă, tu pe aici, bă, de la Mioveni. Uh-huh. Ei te catalogau jucătorul ăla care retrogradase și cu Mioveni. Ce cauți, bă, tu la Rapid? Nu știe nimeni ce s-a întâmplat acolo în interior la Mioveni. Da. Că, în sfârșit, a fost o experiență de viață până la urmă, nereușită, dar asta a fost treaba. Deci... eu atunci ar fi trebuit să fac, că m-au înjurat cei 40 să plec. Era primul meu meci, ce să fac? Nu, tată, am intrat a doua zi la antrenament, mai tare, până am reușit să prind echipa.